Pe prispansorita unei căsuțe, pierdută sub potopul de flori de glicină, ședea o tânără mamă la măsuța de lucru. Împletea de zor un șal pentru fetița care se juca alături de ea cu păpușile. De la o vreme, fetița se uita din ce în ce mai atentă la mâinile mamei sale, ochii albaștri ai copilei, care reflectau o iubire necondiționată față de frumoasa mamă, deveneau tot mai plini de nedumerire. Nemai putând răbda, fetița a izbucnit. Mamă dragă, ce urâte sunt mâinile tale! Lăsând lucrul deoparte și privind înlăcrimată chipul drăgălaș al fetiței, mama cuprinse căpșorul bălai cu amândouă mâinile și sărutându-și copila îi spuse: Da, copila mea, într-adevăr sunt foarte urâte mâinile mele. Ceva mai târziu, martor tăcut la această întâmplare, tatăl își citea ziarul. A lăsat să treacă vreo câteva clipe, în timp ce fetița își reluase jocul. Apoi, chemând-o, au plecat împreună în grădină. S-au oprit pe marginea unei brazde la umbra îmbietoare a pomilor înfloriți. Îți plac poveștile, mărioară? A întrebat-o el. Atât de mult că nu m-aș mai sătura ascultând, a răspuns fetița. Atunci ascultă că îți voi spune chiar acum una. O mămică tânără și frumoasă cu mâini albe de domniță avea un singur copil, o fetiță pe care o iubea ca pe ochii din cap. Părinții copilei nu erau bogați și nu aveau rude care să-i ajute cu fetița. În timp ce tatăl se ducea la lucru, mama făcea singură toate treburile gospodăriei. Copila creștea văzând cu ochii, sub privirile pline de dragoste ale lor. Într-o zi mama a plecat la băcănia din apropiere ca să cumpere ceva. Fetița dormea liniștită în patul ei. O scânteie a sărit din sobă pe covor, iar acesta a luat foc. Focul s-a întins cu repeziciune și a cuprins toate lucrurile din cameră. Un fum negru și dens a umplut toată casa. La țipetele puternice ale copilei, vecinii au sărit. Era prea târziu să mai poată scăpa. Flăcările cuprinseseră aproape totul și nimic nu mai putea fi salvat. Mama, care tocmai venea de la băcănie, îngrozită, și-a aruncat pachetele din brațe, alergând disperată, fără a ține seama de pericol, s-a repezit prin mulțime spre camera copilei. Toți au încercat să o oprească, știind că nimic nu se mai poate face. Dar nu se găseau brațe puternice care să o țină din drumul ei. Avea un singur gând, să-și scape copilul. Înfruntând primejdia, s-a repezit prin flăcări. A pătruns în odaie și din doi pași a fost la patul copilei. A cuprins-o în brațe și cu mâinile ei a potolit flăcările ce cuprinseseră hainele fetiței. Cu fetița strânsă la piept, făcându-i scut cu brațele sale, a ieșit în curte. Înăbușită de fum, fetița era mai mult în agonie. Ajutoarele ce i s-au dat au readus-o la viață. Copila a scăpat, însă cu prețul rănirii mâinilor mamei sale. A stat multe luni în spital. La întoarcerea acasă, mâinile ei frumoase erau acum vinete și zbârcite din cauza arsurilor. Auzind finalul poveștii, lacrimile au început să curgă și roaie din frumoșii ochi ai copilei. Fără a scoate un cuvânt, s-a ridicat de lângă tatăl său. Apropiindu-se de mama, a îngenunchiat în fața ei și sărutându-i în lacrimi mâinile cele zbârcite, a zis suspinând: Măicuță bună și sfântă, mâinile tale sunt cele mai frumoase mâini din lume. Micuța înțelesese acum că frumusețea nu constă doar în aspectul exterior, ci în gesturile de dragoste și dăruire. Acum privea mâinile mamei sale cu ochii plini de recunoștință. Această poveste este despre puterea sacrificiului și despre iubirea necondiționată. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.